Deschidem Biblia la Marcu, capitolul 12, citesc primele trei versete, pagina din Biblie, versiunea Cornilescu, 977. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un tiasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile și cred că merită să spunem pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, lăudat să fie Domnul. Este o oportunitate frumoasă să fim la închinare, să putem asculta un cuvânt din partea Domnului. Și n-aș vrea să rămânem uimiți, ci aș vrea să rămânem transformați. Atunci când Bartimeu a fost vindecat, mulțimea a rămas uimită. Bartimeu a rămas vindecat și mântuit. Doamne, mai mântuiește în seara aceasta. Iubită biserică, nu de puține ori în Biblie se folosesc metafore, se folosesc anumite comparații pentru ca noi, uitându-ne în lumea fizică, să înțelegem câteva lucruri în sens spiritual. De aceea veți întâlni în Biblie cuvintele porumbel, turmă de oi, candele, lupi, fără a face o referire la un animal fizic, capre, chei, aluat. Astăzi vreau să mă opresc la o altă comparație pe care Domnul Iisus Hristos o folosește, și anume cuvântul acesta vie. Și Dumnezeu cred că vrea să ne învețe în această seară câteva lucruri despre o vie. În vremurile biblice, iubiții mei, o vie era un lucru foarte important pentru mâncare, pentru must sau vin și pentru un câștig pe măsură. Dacă poți să afișezi, te rog, și PowerPoint-ul. Cu ce se aseamănă o vie? În primul rând, via în Biblie are acest... Next slide, please. Acest înțeles al unei proprietăți personale, o moștenire de valoare. Întâi Împărați 21:1, e vorba despre via lui Nabot. Tot în Biblie veți găsi cuvântul vie când se referă și se vorbește despre propria persoană. Cântarea Cântărilor 1:6, via frumuseții mele nu am păzit-o. Apoi via se mai aseamănă, iubiții mei, cu împărăția lui Dumnezeu, în care suntem fiecare dintre noi chemați să lucrăm. Matei 20:1, împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. Apoi tot în Biblie veți găsi cuvântul vie cu referință la poporul Israel. Isaia 5:7, via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și în ultimul rând veți găsi în Biblie cuvântul vie cu referință la lumea întreagă. Apocalipsa 14:18, un alt înger care avea stăpânire asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit: pune cosorul ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul, a cules via pământului și a aruncat strugurii în tiascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Poate vă veți întreba, dar de ce nu ai citit toată pilda și te-ai oprit la primele două versete? Pentru că astăzi, dragii mei, nu ne vom uita neapărat la struguri, nu ne vom uita neapărat la vieri, la robi, la moștenitor, ci aș vrea să ne uităm la trei elemente pe care orice vie ar trebui să le aibă. Via ta, via familiei tale, via bisericii. Și primul element cu care încep este gardul. Un om a sădit o vie și apoi, spune Biblia, a împrejmuit-o cu un gard, the fence. Zidurile, gardurile au fost construite în jurul podgoriilor pentru a proteja strugurii de invadatorii acelor vremuri, adică animale mici, pe nume șacali
sau vulpi. Și în Cântarea Cântărilor 2 cu 15, Biblia spune: prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, vulpile mici reprezintă lucrurile din viața noastră pe care le scuzăm uneori. Le acceptăm cu ușurință, spunând că nu sunt păcate prea mari. Însă aceste lucruri mici pot să strice toată lucrarea ta sau a mea. Samson folosește vulpile, de exemplu, pentru a strica grâul filistenilor. Judecător 15 cu 4 a plecat, Samson a prins 300 de vulpi. A luat niște făclii, a legat vulpile coadă la coadă și a pus câte o făclie între cele două ocoți la mijloc. A prins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a prins astfel atât stogurile de snopi, cât și grâul care era în picioare, ba încă și grădinile de măslini. Întrebarea care o am pentru noi cu multă prețuire și respect astăzi este: ai garduri puternice la viața? Iubiții mei, gardurile nu reprezintă altceva decât principiile noastre. Principiile noastre. Dar vreau să spun ceva foarte important. Nu confundați părerile cu principiile. Eram la o conferință de tineret și a venit o întrebare în față: frate Cristi, ce părere ai despre... Am luat biletul, l-am rupt în fața bisericii, l-am pus lângă amvon și am spus: nu contează părerea lui Cristi Boariu, contează ce spune Biblia. Păreri sunt multe. Iubiții mei, părerile se bazează pe ceea ce spun oamenii, principiile se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai principii puternice, vei avea o protecție pe măsură. Ca să ai principii puternice, însă trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Poate spui: nu fumez, nu beau, nu ucid, poate nu mă droghez, dar am o întrebare: cum stai cu lucrurile mici? De exemplu, muzica necreștină, timpul pierdut pe fel și fel de seriale fără folos, glume proaste, neascultarea de părinți sau de Dumnezeu, invidia, mânia, iuțimea, răutatea, poate poze de ochiate. În urmă cu o lună și jumătate, 1500 de teroriști au intrat în Israel, după cum bine știți. Dar n-au intrat înainte să strice ce? Gardul de la graniță. Orice lucru care va intra în viața ta din partea diavolului va intra mai întâi printr-o crăpătură a unui gard sau printr-o absență a unui gard. Dacă, de exemplu, o soră la bucătărie folosește un vas și vasul acela are o singură crăpătură pe unde se scurge lichidul, nu devine acel vas useless, nefolositor? Sau hai să punem altă întrebare. Dacă are o crăpătură, mai contează că mai are încă 5 sau 6? Iubiții mei, eram copil, aveam undeva la 7-8 anișori, o familie modestă, nu-și permiteau părinții să ne cumpere nouă mingi de fotbal cum ne-am dorit să jucăm. Jucam uneori cu o sticlă goală. După ce beau sucul musafirii, luam sticla și jucam cu ea. Dacă ne lăsau și nouă, eram tare happy. Însă, într-o zi am mers în vizită la un vecin care stătea foarte bine financiar. Eu cu părinții, părinții au intrat în casă și la el în curte erau câteva mingi de tenis pe jos, aruncate așa, stăteau în ploaie. Eu mă gândeam, dacă erau a mele, eu aveam grijă de ele. Nu le lăsam eu în ploaie, nu le lăsam eu afară. Și mă tot gândeam, cum să iau o minge, să o bag în buzunar, fără să arate buzunarul rotund. Am zis, măi, nu o să fur des în viață, dar numai când am nevoie. O iau, o duc acasă. Poate mă întreabă părinții de unde. Ei oricum sunt în casă și nu văd. Vă mărturisesc cu multă seriozitate. M-am apropiat de mingile care erau acolo. Am și pus ochii pe una. Și când am vrut să întind mâna, am auzit o voce care mi-a spus așa: mai știi ce ai învățat la școală duminicală? Știam. Cele 10 porunci am fost obligat să le învățăm pe de rost. Și una din ele spune: să nu furi. Am auzit de frumoasa școală duminicală pe care dumneavoastră aveți, de copiii pe care îi aveți. Fratele Dani Peter, care este plecat acum în India, mi-a fost profesorul la școală duminicală. Poate că din cauza lui am jucat cu sticla fotbal mai departe.
Dar vreau să vă spun că sunt azi în biserică pentru că atunci când eram copil, nu am furat o minge de tenis. Poate vi se pare un lucru mărunt. Să știți că nimeni nu fură cu tirul. Toți fură mai încet, mai întâi cu kilogramul. Cine fură azi un nou, știți continuare, nu mai spun. Eu am vrut să dau doar un exemplu, iubiții mei. E adevărat că am avut eșecuri, falimente în viață. Nu vin să pozez ca un sfânt în fața voastră. Dar m-a urmărit lucrul acesta. Să nu iei ce nu e al tău, să nu furi. Pentru că este o breșă în gardul tău, care mai târziu îți va distruge viața, numele bun, îți va distruge cariera și poate să-ți distrugă și veșnicia. Haideți să vă dau câteva exemple cu ajutorul Domnului de garduri din Biblie. Toți oamenii mari lui Dumnezeu au avut garduri puternice. Gardul lui David, Psalmul 101:3. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Gardul lui Iov, Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Gardul lui Daniel, Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Gardul lui Iosif, Geneza 39:9. Potifar nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Și vă reamintesc, când Iosif spune aceste cuvinte, nu era înconjurat de 2000 de oameni, nici de comitet, nici de păstor. Adevăratul tău caracter se vede în ceea ce faci când nu te vede nimeni. E foarte ușor să fii sfânt în biserică, la fanfară, la adunare, la stăruință, la o seară de rugăciune. Iosif era singur și el continuă și spune, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ce garduri puternice! Auziți, vă rog, garduri stricate. 1 Samuel 18:8, Saul s-a mâniat foarte tare. El a zis, lui David îi dau zecele și mie îmi dau miile. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Din ziua aceea a privit cu ochi răi pe David. Și uitați-vă, când intră invidia, mai vine ceva. Auziți, a doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. De la invidie, a fost un singur pas până la crimă. 1 Samuel 16:14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Și ar fi frumos, sau te gândi, mă, dacă se pleacă Duhul Domnului pentru o perioadă, măcar să nu vină altcineva. Să știți că în noi nu rămâne un gol, un vid. Biblia spune, cum a plecat Duhul Domnului, a fost muncit de un duh rău. Iubiții mei, când pleacă căldura, vine frigul, când pleacă lumina, vine întunericul. Eu astăzi vreau să rămână lumina Evangheliei peste noi. Gardul nostru să fie un gard puternic. Gardul lui Cain a fost cu probleme. Pentru ce te-ai mâniat? Geneza 4:6. Pentru ce ți s-a pus omorât față? Nu e așa. Dar, Doamne, dar chiar te uiți tu dacă eu mă mâni sau dacă mi se pus omorăște față? Da, pentru că astăzi te mâni și poi mâine ucizi. Poate nu ucizi cu un cuțit, dar ucizi cu un SMS, cu un mesaj. Și a zis Pavel, suntem înconjurați lângă noi de oameni pentru care a murit Hristos. Cel mai mare criminal în serie a fost întrebat de la ce a pornit totul și răspunsul lui a fost de la o poză imorală. M-am adâncit în pornografie, în imoralitate, nu m-am mai satisfăcut nimic și am ajuns să ucid. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să întărească gardurile noastre, să luăm cu seriozitate Evanghelia, ea ne protejează, ea ne păzește și într-o zi, via noastră va rodi și va aduce struguri extraordinare de care alții se vor bucura pentru că ai avut garduri binecuvântate. 2. The tower, turnul. Așa spune Biblia, n-am spus eu. A săpat un teasc și a zidit un turn. Dar de ce mai trebuie turn? Nu-i suficient gardul? Iubiții mei, turnul în vechime era folosit pentru a observa de sus pericolele. Puteai să folosești gardul împotriva șacalilor și a vulpilor, dar gardul acela nu era de niciun folos când venea un hoț. Și atunci undeva în mijlocul viei era un turn. Și turnul era folosit pentru paza și protecția împotriva hoților.
Habacuc 2:1, m-am dus la locul meu de strajdă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. E foarte bine să ai principii deosebit, e foarte bine să ai garduri puternice, atent la fiecare lucru, dar să nu uiți că nu este suficient. Când teroriștii Hamas în lună cu lună jumate au intrat, în afară de gardul acela spart, au profitat că era o zi de sabat și au mai profitat de ceva. Că era o stare foarte mare de indiferență la fiecare post de pe granița cu fâșia Gaza. E sărbătoare! E 6 dimineața, 6:30, ce ni se poate întâmpla? Au fost dezactivate în câteva minute camerele video de supraveghere, totul a fost neutralizat. De ce? Nu că n-au avut doar garduri puternice, pentru că n-a fost și o stare de veche. Iubiții mei, dacă gardurile ar fi suficiente, n-am pune camere video la casă, nu? Dar suntem conștienți că uneori nu luptăm doar cu vulpile, ci luptăm și cu hoții. Și nu cunosc un hoț mai mare decât diavolul. Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Ascultați ce face Iisus. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Dragii mei, dacă credeți cumva că diavolul vă dă ceva de folos, e ca și cum ai crede că dacă te mușcă șarpele, ai vitamina C. E? Calciu, magneziu și zinc. Nu. Întotdeauna în Biblie, și nu mai intru în multe detalii, când diavolul a oferit ceva unei persoane, i-a luat ceva mai de preț. Îi dă lui Esau o ciorbă și ia dreptul de întâi născut. Îi dă 30 de arginți lui Iuda și ia veșnicia. Îi dă lui Samson pe mis Dalila și ia ochii, vederea. Astăzi am o provocare pentru toți, pentru tineri, pentru dumneavoastră. Nu te uita doar la ce îți dă diavolul, uite-te și la ce vrea să-ți ia. Singurul care îmi dă ceva gratuit în viața asta este Iisus Hristos. Iubiții mei, veghez când am turn, nu doar la ispitele de afară, ci și la relația mea cu Dumnezeu. 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Ori de câte ori stai în rugăciune, ori de câte ori stai într-o zi de post, când te analizezi, când îți faci ție ziua mai rea și a altuia mai bună, când dai drumul unui prizonier, când ierți pe cineva, ori de câte ori stai în părtășie cu Domnul, poți să spui cum spune Psalmistul 94:22. Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. Slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, turnul mai era folosit pentru ceva în acea vreme. Era folosit și pentru a găzdui sculele și uneltele necesare lucrului în vie. Foarte mulți oameni vin la mărturisire, se mărturisesc, se spovedesc și apoi merg de la 1 ianuarie și încep de la zero. Însă Biblia ne arată că sunt 3 etape. Iertare, transformare și slujire. Iertare, transformare și slujire. Iar pentru slujire, Dumnezeu ne-a încredințat anumite unelte ca să lucrăm în via Lui. 1 Petru 4:10, ca niște buni sprafnici ai Harului, felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. O veste tristă pe care vreau să vă spun astăzi este că unii au gard, dar nu mai au unelte. Au gard, dar nu mai au unelte. Li s-au furat pentru că nu au vegheat. Ei se păstrează curat, trăiesc frumos, dar nu mai lucrează, că nu mai au cu ce. Iubiții mei, tristul aspect este că atunci când nu mai ai unelte, te urci pe turn și te uiți la ce fac alții. Îmi spunea cineva, am dat like la o predică de-a ta recent. Zic, mă, n-am nevoie de like-uri, am nevoie de rugăciuni. Că like-urile nu mă ajută cu nimic. E ușor să stai pe YouTube, dai like-uri, lași comentarii, dar vreau să te întreb, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii un mijlocitor, faci lucrul acesta? Am fost recent la o biserică din Bucovina. Dumnezeu a lăsat har nu pentru că a fost Cristi Boariu, pentru că El e Dumnezeu. Însă mi s-a părut ceva mai special ca de multe alte dăți când am fost în alte locuri. Și cineva mi-a trimis un mesaj. Frate Cristi, în localitatea în care ai fost, în urmă cu câțiva ani, a murit o mijlocitoare extraordinară în rugăciunea lui Dumnezeu.
O femeie care toată viața și-a înțeles locul, rostul și slujba. Și a mijlocit ani și zeci de ani pentru biserică, pentru nevoiași, pentru bolnavi. Înainte să moară prin cuvânt profetic, Dumnezeu i-a spus așa: pentru că ai luat cu seriozitate lucrarea mea și darul mijlocirii și slujba pe care ți-am dat-o, pentru orice slujitor care va intra în biserica voastră, când va intra în satul vostru, chiar de la indicatorul satului, eu îl iau în primire. Mare-i Domnul! Ce promisiune frumoasă! Femeia a plecat, peste ea s-au așternut pământul, dar rugăciunile au ajuns la tronul de îndurare. Și este un Dumnezeu, uitați-vă, pentru cineva care a muncit, chiar dacă el s-a retras, chiar dacă el a plecat, au rămas rezultate în spate. Iubiții mei, închei punctul al doilea spunându-vă că la finalul vieții Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Și spun astăzi: Doamne, întărește-ți toți slujitorii, mamele, tații, copiii, tinerii care slujesc așa de frumos, să o facă cu pasiune. Să nu piardă darul, să nu piardă uneltene, să nu piardă vegherea cu Dumnezeu, să nu intre hoții, ci să-și păstreze via curată și plină de roadă. Amin? Și la al treilea rând, teascul, the wine press. A wine press would consist of a pit or basin where grapes were crushed and the channel where the juice would flow. The juice would then be collected in a jar for fermentation. Teascul, iubiții mei, astăzi este o presă mecanică, dar mai de mult în vechime, teascul era ca un bazin în care oamenii luau strugurii și îi călcau în picioare ca să iasă mustul. Și mi-ar fi plăcut să nu vorbesc despre teasc în seara aceasta, însă vreau să vă spun că fiecare om pe care Dumnezeu îl folosește și îl duce la mântuire are teascul zdrobirii sale. Vorbeam zilele acestea cu soția. Avem și noi 7 copii acasă. Nu prea ne invidiază mulți. Slăviți să fie Domnul pentru toți. Și ne gândim, vorbim cu alte familii când vedem copiii cum cresc și câte provocări sunt. Știu că ne așteaptă zdrobiri mari. Mi-a spus Domnul despre unul din băieți care cel mai ne-a stâmpărat. O zis pe el, o să-l folosesc cel mai mult. Dar i-am zis soției: știi ce e interesant? Că Domnul ne-a spus unde îl va duce pe băiatul nostru ca și folosință, dar nu ne-a spus cât ne va zdrobi până atunci. Iubiții mei, Iisus a avut un Ghețiman și Ghețiman, o traducere exactă, este presă de ulei. Luca 22:44, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. M-am gândit astăzi la Iosif. Am prins 30 de minute de odihnă, dar nu puteam să mă odihnesc. Mă gândeam la Iosif. A fost o vreme în viața lui Iosif când a visat niște vise extraordinare. Și a mers la frații lui și le-a spus unde va ajunge peste ani. Iubiții mei, să nu uitați un lucru. S-ar putea Dumnezeu să-ți spună unde vei ajunge, dar Dumnezeu nu i-a spus drumul într-acolo. Cel puțin 4 haine au purtat Iosif în viața lui. Haina pestriță. Și cam orice adolescent o poartă. Te uiți un pic la mușchi, te uiți un pic la biceps, triceps, te uiți un pic ce ochi frumoși ai, ce buze ai, ce gene frumoase ai, te simți important, te simți cool, te simți mai special. Mama, tu ai 18 ani, nu mai poate să-ți comenteze că tu ești mare, știi? Apropo, ești mai înalt, nu ești mai mare. Să nu uiți. Napoleon s-a întins într-o zi să ia o carte și nu a ajuns și a venit un rob și a zis: împărate, te ajut eu că sunt mai mare. O zis Napoleon: ești mai înalt, nu ești mai mare. Știți? Mama oricum rămâne mare și tata, indiferent cât de înalt ești tu ca și copil. Dar este o vreme când toți am purtat haina pestețe, când ni s-a părut că suntem centrul pământului. Și acum ascultați-mă, Dumnezeu nu te va folosi până nu te va dezbrăca de haina pestețe. Și a venit apoi pentru Iosif haina robiei. Romani 1:1, Pavel rob și apostol. Robia e prima parte a zdrobirii. Iosif, legat la mâini și la picioare, mergea în spatele unei caravane.
Dar cum am ajuns aici? Că am vrut să duc sandwich-uri și caș și brânză la frații mei. Ăsta e Dumnezeu? Iosif, ăsta e doar drumul spre împlinirea viselor. Apoi Iosif ajunge la o altă haină. Haina nedreptății pe care trebuie să o poartă. În același încăpere cu cel care o vându marihuana, cu cel care și-a bătut soția sau soțul, cu cel care a făcut tâlhării, stătea Iosif care a fugit de păcat. Și acolo a fost teascul lui, și acolo a fost zdrobirea lui. Biblia nu spune, dar eu cred că Iosif acolo în închisoare s-a gândit, Doamne, când îi prind pe frații mei, praful s-a lege de ei. Și a zis, Doamne, da, mai stai. Succes. Apoi Iosif a fi zis, Doamne, eu dacă îi prind pe frații mei, nu le fac cum au făcut ei. Numai atâta le spun. Când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. O zis, Doamne, da, mai stai. Mai stai. Că mai trebuie încă zdrobire. Și într-o zi o zis Iosif, și rabinii evrei confirmă, în Biblie nu știm exact câți ani au stat în închisoare, rabinii evrei spun că Iosif ar fi stat 12 ani în închisoare. Și într-o zi o zis Iosif, Doamne, dacă îi văd pe frații mei, o să plâng cu ei, o să mănânc cu ei la masă și o să-i și chem în cartier cu mine. O zis, Doamne, da, ieși afară repede, zice, extraordinar, afară, ești pregătit. Nu există pregătire fără zdrobire, credința nu este răsplătită până când nu este întâi testată. Pâinea nu poate fi folosită pentru nimeni până nu o bagi în cuptor. Nimeni nu mănâncă aluat. Drumul spre cer trece prin zdrobire. Și uneori te zdrobește un frate, o soră, un copil, un accident, un business care failuie, o boală. Însă să știți că oamenii care au fost zdrobiți de Dumnezeu n-au fost aruncați la gunoi după ce au fost zdrobiți, ci au fost ridicați. Și după haina nedreptății mai vine o haină la Iosif, haina de prim-ministru. Înainte să fim înălțați în slavă, iubiții mei, Dumnezeu ne va trece prin multe. Dar preferă 60-80 de ani de zdrobiri, după care urmează o veșnicie cu Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. Moise a avut iascul pustiei 40 de ani. Avram a avut iascul așteptării 25 de ani să-l primească pe Isaac. Fiul risipitor a avut iascul foametei și al lipsurilor. David a avut între 10 și 15 ani iascul fugii de Saul. Iov a avut iascul zdrobirii cu copii morți, boală și toată averea pierdută. Naomi a avut iascul Moabului, unde și-a înmormântat bărbatul și doi fii. Ana a avut teascul batjocorii și a lacrimilor înghițite în sec din cauza că nu a avut copii ani de zile. Dumnezeu, iubiții mei, este interesat de caracterul nostru mai mult decât de confortul nostru. De aceea caracterul se formează în teasc, la fel cum soldații se antrenează în poligon, culturiștii ridicând greutăți, iar matematicienii rezolvând probleme. Spuneam și azi dimineața la o altă biserică și vă spun și vouă, dacă mergi cu elicopterul pe Everest, nu se pune. Pe Everest ești premiat și ți se recunoaște succesul dacă mergi step by step. După ani de zile de eforturi, după ani de zile de sacrificii. Învățăm, iubiții mei, să iertăm când suntem bajocoriți, învățăm să iubim când suntem nedreptățiți, învățăm să tăcem când suntem bârfiți. De fapt, teascul arată cu adevărat ce este noi. Dacă storci o lămâie, îți dă acreală. Dacă storci un grefuit, îți dă un suc amar. Dacă storci o babă de struguri, îți dă un sirop dulce. Și dacă storci o portocală, îți dă suc de portocală. Strugurii, mă apropii de încheiere, vreau să spun la final, sunt făcuți și sunt crescuți să fie storși, nu fotografiați. Strugurii sunt crescuți ca să fie storși, nu fotografiați. Lucrarea fiecăruia dintre noi va fi trecută prin foc. Și Pavel spune în 1 Corinteni 3:13, ziua Domnului o va face cunoscută căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dați-mi voie să închei cu istoria unei surori pe care am descoperit-o recent și care m-a mișcat profund. Fanny Crosby a fost o femeie care a cunoscut durerea. La numai 6 săptămâni de viață, doctorii i-au dat un diagnostic greșit pentru ochi, iar fata aceasta a orbit pentru totdeauna.
Deși a fost o neatenție din partea medicului, avea să spună ea mai târziu, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic, i-aș spune că fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Cum? Să fii orb și să fii favorit? Dacă aș avea ocazia să aleg, spunea ea mai târziu, aș alege să rămân oarbă, pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi cel al binecuvântatului meu Mântuitor. Singura durere a fetiței oarbe era imposibilitatea de a sătura setea după cunoaștere. Își dorea mult să bea din apele cunoașterei și de multe ori în rugăciune spunea, Doamne, dă-mi lumină, dar nu lumina ochiului, lumina minții. Aceasta a fost viziunea ei cu privire la rugăciune la care Fanny medita în fiecare seară. Este mult mai bine să ne rugăm cu speranță și cu credință pentru lucrurile de care avem nevoie decât să ne liniștim și să ne plângem pentru că încă nu le deținem încă. La 15 ani Domnul îi dă lumina cunoașterii pe care ea o cerea. A început să studieze gramatică, matematică, astronomie, economie la una din primele școli de orb din New York, Institution for the Blind. Pe lângă studii, ea a continuat să compună poeme pe care le memora și le împărțea și altora. În 1849, holera ajunge în America de Nord și face ravagii. 10 dintre elevii instituției s-au îmbolnăvit și au fost răpuși de epidemie. Deși le-a fost permis tuturor elevilor să părăsească instituția și să petreacă timp cu cei dragi acasă, ea a ales să urmeze pilda samariteanului și așa oarbă cum a fost, a ales să îngrijească de colegii ei răniți. Punându-și în pericol propria viață, ea a ajutat la îngrijirea celor bolnavi și la prepararea pastilelor. S-a căsătorit mai târziu și a auzit un alt teasc. Singurul copil pe care l-a avut în viața aceasta a plecat în veșnicie la puțin timp după naștere. Deși se afla din nou în teascul durerii și al zdrobirii, ea nu a renunțat, ci a continuat să-L slujească pe Dumnezeu cu uneltele primite de la stăpânul ei. Și acum ascultați ceva șocant. De-a lungul vieții sale, fata aceasta oarbă a compus peste 9.000 de cântări. Este considerată cel mai mare compozitor de muzică creștină din istoria lumii. O femeie oarbă care și-a înțeles chemarea, care și-a înțeles slujirea, care a avut garduri puternice, care și-a păzit bine uneltele și nu s-a plâns toată ziua de ceea ce nu avea, ci a lucrat cu ceea ce avea. Într-o zi a mers într-o închisoare și acolo a vorbit deținuților despre dragostea lui Hristos, iar la un moment dat un deținut a sărit în picioare și a strigat, nu mergi de la mine, Iisus. Profund mișcată de această întâmplare, Fanny Crosby a scris cântarea pe care noi o cântăm după atâția ani, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima spre alții verși milă de sus, fă-mi și mie așa. A vizitat spitale, închisori, biserici și școli, ducând cu ea vestea bună și mărturia ei. Puținul pe care îl câștiga îl punea la dispoziția Domnului. Chiar și după moartea ei, ea a lăsat fonduri pentru înființarea unui cămin pentru vârstnici. Deși nu vedea minunile Creatorului, aceasta avea o singură dorință, să-L vadă pe Iisus. Iar dorința ei s-a împlinit la 95 de ani. A închis ochii aici și i-a deschis pentru eternitate, pentru a vedea mai întâi fața lui Dumnezeu și pentru a-și împlini promisiunea făcută celor dragi, aceea de a se reîntâlni în căminul de sus. Iubite biserică Happy Valley, vă doresc din toată inima spor la via dumneavoastră. Avem mult de lucru, timpul este pe sfârșit, însă Dumnezeu ne-a binecuvântat și aș vrea Dumnezeu să întărească gardurile fiecarei persoane și a fiecarei familii în seara aceasta. Dacă n-am mai fost de mult pe la turn, dacă n-am mai stat de mult într-o zi de post sau de rugăciune, să tratăm cu seriozitate vegherea. Sunt hoți care vor să ne ia integritatea, numele bun, mărturia frumoasă. Ascultă-mă, mărturia ta de mâine este decisă de decizia ta de astăzi. Nu poți să ai mărturie frumoasă la bătrânețe dacă astăzi nu iei decizii prin care să acționezi în consecință.
Iar în acest drum spre cer, dacă vei întâlni, nu dacă, sigur vei întâlni teascul lui Dumnezeu al zdrobirii. Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori au de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet. Mai spun ceva, orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.